Asistăm telespectatori, suntem la ordinea de zi ca în fiecare seară de luni până joi. Suntem într-o zi în care procurorii, oamenii, oamenii de justiție până la urmă, oamenii legii au ajuns și la marile, Marele Marian Vanghelie. Știți, dumneavoastră, cine ne-a. Evanghelie, e celebru în toată țara, de la google la Almanahe și toate celelalte. Uh, personaj extrem de pitoresc, uh, chiar îndrăgit de unii, pentru că e așa, mai de al nostru, mai dă cu băta de câte ori deschide gura, sigur uh, iese porumbelul, dar asta e altă treabă. Doar că Marian Vanghelie, dacă se confirmă acuzațiile uh, procurorilor, și eu n-aș avea motive să mă îndoiesc de asta dintr-un dintr simplu motiv, anume pare destul de bine orchestra cazul și vorba unor ziariști care stiau astăzi pe Facebook s-ar putea să fie, să-i fost declanșat și pe ideea că ieri n-a fost o zi foarte bună pentru DNA și acum spălăm cumva cu acest caz foarte tare cel al lui Marian Vanghelie, de fapt, atenție! La Marian Vanghelie există și denunțuri, la Marian Vanghelie există și ani care spune că are vreun milion de euro care nu poate să-i justifice. Dar de ce îl suspectează procurorii pe Marian Vanghelie? Procurorii spun că ar fi perceput un comision de 20% pentru contractele pe care primăria sectorului 5 le-ar fi acordat firmelor controlate de Dumitru Marin. Potrivit surselor citate, din 2007 și până în prezent, Marian Vanghelie l-ar fi ajutat pe Dumitru Marin să obțină, pentru societățile pe care acesta le controlează, numeroase contracte de lucrări publice în valoare totală de aproximativ 2 miliarde de lei noi. În schimbul atribuirii acestor contracte și a plății contractelor de execuție de lucrări publice, Marian Vanghelie ar fi perceput un comision de aproximativ 20% din valoarea contractelor încheiate. Adică ce Elena Udrea cu 10%? Marian Vanghelie dublasă miza. Deci Elena Udrea trece deja, deși era lider până acum câteva zile, Marian Vanghelie trece la categoria super tare deci cei mai tari în ăsta, iar Elena Udrea se duce undeva în planul 2-3, păi, numai 10% din șpagă nu-i cine știe ce, nu? Uh, acest comision, cu ghilimele de rigoare, era plătit de către Dumitru Marian, către, va, uh, către Vangelie Marian Daniel, prin intermediul unor persoane apropiate celor doi, respectiv prin intermediul lui Dinus Daniel Nicolae și Nicolae Mircea Sorin, au precizat sursele citate uh, potrivit Hot News. Uh, acest comision a fost plătit uh, în parte și sub forma unor contracte nejustificate din punct de vedere comercial, încheiate de mai multe firme uh, controlate de uh, aceștia respect, respectiv uh, uh, cei care au făcut unii denunțări sau sunt rudă cu patronul respectiv. Pentru garantarea plății comisiunului de 20% din valoarea contractelor publice, Dumitru Marin a cedat controlul societății comerciale Splay S.A., societate care are în proprietate numeroase imobile, clădiri și terenuri, unor persoane apropiate lui Evanghelie. Din datele existente în cauza, a ieșit că părțile sociale a societății comerciale Eurovest, care deține majoritatea acțiunilor Splay, a fost cedată în favoarea lui Murgoci Adrian, șoferul, șoferul lui Evanghelie. Uh, apropo, astăzi a fost la audiată deocamdată doar cu statut de martor, din ce am înțeles, sau poate o fi și ea suspectă, Oana Niculescu Mizil Ștefănescu. Uh, nu știu dacă sunt trecuți în acte, oricum actuala soție sau actuala iubită a lui Marian Vanghelie și deputat PSD. Aceasta ar fi acționat în caz de administrator, de fapt, al societății comerciale uh, Fashion Brand Management SRL, administrând în fapt activitatea comercială a patru magazine care funcționează o marca tartin și șocolat situate în București, calitate care ar fi incompatibilă cu funcția de parlamentar. Iar fi efectuat operațiuni financiare ca acte de comerț cu scopul de a obține pentru această societate foloase necuvenite. Începând cu luna septembrie 2014 și până în prezent numitul Doru Giugula, atenție! Doru Jugula era șeful consilierilor din primăria generală capitale, șeful consilierilor PSD, dar e și avocat. Iată ce a făcut Jugula, mi se pare cea mai interesantă idee de până acum din rechizitorul procurorilor. Bineînțeles, dacă se demonstrează asta cu 20%, e Dumnezeu pe pământ. Începând cu luna septembrie 2014 și până în prezent, Dumitru Doru Giugula, avocat în Barou București și fost consilier general din partea PSD, acționând din dispoziția numitului Vanghelie și cu scopul de a împiedica tragerea acestuia la răspundere penală, a acordat numitului uh, Dumitru, Dumitru Marin, în mod formal și nesolicitat de către beneficiar, adică client, asistență juridică în dosarul penal numărul 486 pe 2014, Tribunalului București în care acesta este cercetat pentru comiterea unui infracțiuni de evaziune fiscală, acționând în vederea obținerii în urma studierii dosarului, atenție, și participării la acte de urmărire penală de informații care interesau pe Vanghelie. Deci vă dați seama cât e de tare. Vanghelie și-a trimis omul să-l apere pe ăla, dar de fapt să ia informații să știe cum să se apere de, de aceste lucruri. Foarte interesant. Deci Marian Vanghelie, cât o fi zis și am speculat toți și toată lumea a făcut mișto de el și ăsta avea școala vieții. Avea școala vieții, a știut să se descurce cel puțin până acum. Ia gândiți-vă că el la vârf de vreo 15 ani. Și în ăștia 15 ani i-a făcut ceva avere. Dacă luăm doar din 2007 încoace și vreo 90-100 de milioane de euro, e destul și poate nu e tot. Dar... Uh, pentru că veni uh, pentru că veni vorba de. de. Uh, și de comisionului. Uh, Vanghelie mai este suspectat, conform surselor citate, că împreună cu vărul său, Mircea Sorin Nicolae, a achiziționat o serie de bunuri mobile și imobile din 2007 până în prezent, folosind sume provenite din mită. Bunurile erau apoi introduse în patrimoniul societăților comerciale contractate cei doi cu scopul de a ascunde originea lor ilegală. Uh, M-a surprins, însă, și altceva. La momentul când a fost la DNA, Oana Mizil a zis la un moment dat, când a ieșit, a fost așa ca o amenințare la adresa uh, uh, lui Victor Ponta și familiei sale, spunând uh, uh, ceva de genul: și o să vă și citez. Uh, deci, Oana Niculescu Mizil la ieșirea de la DNA, spunând așa, cităm: E un joc politic, vreau să-i transmit un mesaj lui Victor Ponta. Victore, victore și nimic mai mult, nu am spus, dar știe la ce mă refer. Îmi pare rău și de el și de Daciana, a spus Oana Mizil. Acum, nu știm ce a vrut să spună, cum nu știm încă sigur. Nici ce a vrut să spună Elena Udrea cu acel gest cu degetul. Dar, deocamdată, indiferent ce a vrut să spună Elena Udrea și probabil indiferent ce a vrut să spună uh, uh, Oana Mizil, eu bănuiesc că justiția își va face datoria și nu poate fi influențată de premier, cum n-a putut influența nici în cazul nici în cazul cumnatului sau cum n-a putut influența nici Traian Băsescu un în cazul fratelui său și tot, și tot așa. Dar vreau să vă spun că acest caz mie, mi se pare foarte tare, poate cel mai mare caz de corupție până la urmă, că asta este și în cazul Evanghelie, din ultima perioadă. Nu vă luați după faptul că vorbim doar de primarul de la 5, care este, nu. E vorba de un politician foarte important, un politician care a fost acceptat la masa opoziției ca să schimbe majoritatea guvernamentală. Un politician care cântușește uh, realitatea TV uh, tremură, apropo că se pare că este în spatele acționariatului, ba din contră se mai spune că banii lui mai sunt și pe la alte televiziuni, tot de aceeași orientare. Uh, nu mai vorbiți de faptul că Marian Vanghelie era la un moment dat de neatins. Deci în momentul când făcea al gălăgie, Mircea Joana la poziția drept când era lider PSD. Acum, bineînțeles, cei doi au rupt, au făcut un alt partid, un alt proiect, dar cred că și pentru Marian Vanghelie acum e capătul, e capătul de drum. Și de ce vreau să vă zic acest lucru, indiferent de amenințări, eu zic că ancheta ar trebui să meargă până la capăt. Ai dumne, 20%. Nu zic că am mai auzit procente de acest gen, poate și prin alte locuri și procurorii DNA sunt invitați să îi identifice pe respectivii și să-i bage la mititica că și-o merită, și -o merită din plin. Dar, îl știți, pe Evanghelie ce poza chiar recent, în ultimile zile, săptămâni. Atenție, el știa deja, îl trimisează pe Giugula, supraveghea pe ăla, știa că va ajunge ăla la un denunț. Și cu toate acestea știți ce poza și făcea pe incoruptibil. Sau, poate, spera că noua putere, care se prefigurează, îi va aduce exonerarea de faptele sale cele penale. Iată că justiția, malaxorul justiției, merge într-o anumită direcție și, după asemenea acuzații, nu, nu, văd cum Marian Vanghelie ar putea scăpa. Nu cred că acest scandal a fost declanșat fără probe solide, deci mă aștept la o reținere în cazul primarului, primarului de la 5. De fapt, vreau să vă spun, sunt alte lucruri destul destul de interesante la acest uh, moment, pe lângă amenințarea aceea pe care a făcut-o soția lui Evanghelie față de premier și soția lui încă o dată vor curge râuri de uh, cerneal uh, emisiune, de televiziune, ce a vrut să spună, eu vă spuneam aseară un lucru, că totuși despre cazul din Parlament cu Lazlo Borbei nu o să se vorbească prea mult pentru că nu există interesul nici dintr-o parte, adică PSD și coaliția, nici din partea cealaltă PNL și opoziția. A venit astăzi o trăznaie însă, că de azi am și propus să discut de ea. Cred că, nu știu, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal a venit cu chiar cu o idee astăzi, o idee creață, nu domne, în Parlament să votăm toți la vedere, ca să nu mai fie nicio problemă. Dacă ar fi din perspectiva ca parlamentarii să nu mai cocoloșească pe cei care certați cu legea, foarte bine, n-ar fi o problemă. Dar legea în România, așa e și e peste tot, atenție, în toată Europa, în țările democratice, voturile la persoane, atenție, voturile la persoane sunt secrete. E logic să fie așa. Ba din contră, vreau să vă spun când vedeți câte un uh, parlamentar de la, știți, ați văzut părerea populației despre parlamentarii României, așa că nu, nu avem ce să mai discutăm aici, e, parlamentarul respectiv încalcă legea la fiecare vot, că unii își arată bilele respective. Deci nu e în regulă, se încalcă legea. Și nu schimbăm legea, atenție, în cazul acesta, ci ca parlamentar ar trebui să-și asume chestia asta. Bă, îl dau pe mâna justiției sau nu îl dau? Propunerea aceasta creață că vezi, Doamne, să se renunțe și să se voteze la vedere, nu se poate pe actuala, nici pe Constituție, că ar fi neconstituțional, nici pe alte legi, inclusiv legea administrației publice locale și celelalte care sunt în vigoare. Deci, ar trebui schimbat, schimbate foarte multe și eu nu-l văd nici pe purtătorul respectiv de cuvinte, nici pe, nici pe NL-ul și probabil nici alt partid, nici PSD-ul uh, hotărât să facă acest lucru pentru că de multe ori sunt unele voturi controversate și e mai bine să nu se știe ce și cum a votat fiecare. Mai ales sub presiunea de acum, atenție, eu vă dau apropo de nu neapărat de persoane, dar credeți că dacă era să fie la acest moment să știm cum au votat parlamentarii, nu știu, pe o lege gen Big Brother sau ceva de acest gen. Nu se întâmplă nimic, suntem într-o țară democratică, dar putea ca parlamentarul respectiv să zică, bă, eu trebuie să fiu atent cum votez că s-ar putea să mă vadă. Ori DNA, ori alte structuri, o să mă vadă cum votez și cine știe, poate o pățesc. Așa se poate gândi. Deci, atenție, legile în România sunt făcute unele destul de bine. Elea care sunt bune, noi încercăm să le schimbăm în rău. Sub masca democrației și toate celelalte. Deci, cred că sunt alte lucruri de pus la punct, nu o asemenea tâmpenie. Dar vreau să vă spun că lucrurile se mișcă total ciudat în România și cred că parchetul o fi terminat parchetul, inclusiv cu structurile sale, DNA, Dicoșe, că a terminat puțin cu lupta anticorupție, deși noi zicem că mai, a, ar mai avea și prin județe, și prin, chiar și pe acolo, pe la București, pe la ministere, nu știu ce, pentru că s-au apucat, ghiciți ce, se anchetează o fraudă la alegerile prezidențiale. Aoleu! Bine, nu știm uh, despre ce-i vorba, în sensul că fraudă, fraudă, dar nu știm în favoarea cui a fost făcută. Dar atenție, este la Ilfov. La Ilfov unde se întâmplă multe ciudățenii și s-au întâmplat odeauna. Poliția a intrat pe fir și a deschis o anchetă în ceea ce privește frauda electorală la alegerile prezidențiale din 16 noiembrie 2014. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, ne-a declarat, e vorba de site-ul pe, sur, pe știri pe surse, ne-a declarat că la el în județ a fost instalat un soft care a verificat votul multiplu la alegerile prezidențiale. În urma alegerilor, polițiștii au deschis o anchetă pentru că s-au constatat multe cazuri de vot multiplu. Marian Petrache ne-a declarat că el personal a fost chemat la poliție pentru a consulta o serie de materiale și pentru a da o declarație. Spune, cităm din, banghe, din, pardon, din Petrache, Am fost chemat la poliție pentru ancheta în, ceea ce, în care privește frauda la alegerile prezidențiale din 2014. Mi s-a spus că trebuie să mi se prezinte o serie de materiale și să dau o declarație pe această temă. N-am auzit însă de dosarul acesta, deci probabil că nu s-au descoperit foarte multe sau cine știe. Dar Ilfovu e cu dus și întors pentru ambele alianțe care au avut conducători în turul, deci candidați în turul 2. Deci s-ar putea ca acolo să apară foarte, foarte multe detalii, așa, care să ne ducă pe o anumită, o anumită direcție. Acum vreau să vă zic, apropo de politică, că vrând nevrând tot la politică ne referim în, cel puțin într-o primă parte a emisiunii, deși probabil că sunteți destul de, de sătui de subiectele de, de politică, sunt evenimente în desfășurare, dar eu cred că cazul Vanghelie va influența foarte mult acest, acest lucru. De asemenea, cred că mai există o, o mare necunoscută, e fuziunea dintre Partidul Conservator și Partidul Liberal, care nu există, al lui Tăricianu, pentru că sunt multe nemulțumiri acolo și lucrurile vor evolua din acea direcție, dar cred că Elena Udrea nu va ieși prea curând din, de la Mititica. Uh, și uh, uh, vreau să vă spun că nu știu dacă ar mai fi interesant să mai cităm despre uh, uh, ce se întâmplă cu uh, Traian Băsescu. Televiziunea centrale se Străucesc pe chestia asta, nu știu dacă mai interesează pe cineva, pentru că la acest moment Băsescu este un pensionar. Încă mai dă din gură, dar după ce va fi plimbat probabil la un moment dat și pe la DNA, pentru multele dosare, cred că se va mai liniști. O părere. Mi-am propus să discutăm astă seară despre un subiect care de data asta nu mai ține de politică și de economie. Și de ce vă spun? Poate ați auzit, uh, uh, poate ați auzit la uh, televizor, s-a vorbit astăzi toată ziua, uh, despre un audit al FMI pe tema transparenței fiscale din România. Și fmi vă dați seama că n-avea cum să-l deci indiferent cine ai fost la guvernare, femeiul trebuie să remarce problemele, că astea cu laudele, oricum nu, nu e femeiu, deci asta nu face nicio țară unde, unde e. Femeiul vorbește despre erori în estimarea PIB-ului, despre revizuiri în sus ale, ch ale cheltuielilor publice și optimist cu privire la veniturile bugetare, că asta ar fi ca o concluzie. Dar, atenție, conform raportului complet al femeiului, se spune așa, cităm, România stă bine la 30 din cele 36 de criterii ale Fondului Monetar Internațional cu privire la transparența fiscală. Se arată, cum spuneam, în raport. Concluziile raportului vin după ce o echipă de evaluatori au luat la bani mărunți uh, România. Uh, și uh, această. Uh, să zicem, acest raport al fondului constată totuși niște probleme. Consiliul Fiscal nu primește de multe ori la timp documentele bugetare relevante, rămânându-i prea puțin timp pentru analiză de fond. Știți că Consiliul Fiscal totdeauna reacționează gică contra, dacă mă întrebați pe mine, cel puțin așa am văzut. Revizuirea medie a cheltuielilor bugetare pe termen mediu este de circa 10%, foarte ridicată potrivit standardelor internaționale. Da, când n-ai banii în buget pentru partea a doua anului, și trebuie să faci rectificare, 10% nu-ți se mai pare mult. O completare a mea. Volatilitatea, volatilitatea economiei este o sursă majoră de riscuri. De acord? Dar de asta deocamdată e tot la fel și așa a fost de, de mai mult timp. Pe termen lung, îmbătrânirea populației și costul tot mai crescut cu sănătatea duc la un risc fiscal semnificativ. Bun. Și ce ar putea să facă guvernul aici? sau România, în esență, că riscul de îmbătrânire în toată, deci, e remarcat pe toată Uniunea Europeană. Cu atât mai mult la noi. În condițiile acestea, acuzația asta e una generală și, în același timp, nu e specifică neapărat României. Mai spune femeiu, există o serie de cheltuieli de la buget care se fac fără a exista vreun raport asupra lor. Guvernul a început să pregătească un asemenea document care detaliază zeci de scutiri sau alte avantaje fiscale legate de impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul plătit de nerezidenți, accize, taxa pe valoare adăugată, contribuții sociale, precum și taxe locale. Sunt estimate doar două din costurile tuturor acestor avantaje. Deci, regular că guvernul a încercat. Femeii subliniază că rapoartele fiscale nu includ sectorul marilor companii și de aici trebuie să fim foarte atenți. Deci, nu includ sectorul marilor companii de stat care sunt responsabile pentru aproximativ 10% din PIB și recomandă extinderea acoperii instituționale a rapoartelor fiscale pentru a include întregul sector public. De asemenea, un mare volum de date cu privire la operațiunile activele și pasivele guvernului nu este consolidat într-un set de declarații financiare produse în conformitate cu standardele internaționale. Procesul bugetar al României s-a îmbunătățit semnificativ în ultimii ani, atenție, în condiții în care cadrul bugetar pe termen mediu acoperă aproximativ 97% din cheltuielile guvernului, precum și prin înființarea unei supravegheri fiscale independente. Dar asta cu uh, marile companii. Vreau să vă spun că dacă se ajunge ca marile companii să nu mai fie finanțate sau să se arate efectiv tot ce se întâmplă, Închidem Taromul, închidem CFR-ul, toate aripile lui, închidem CH-ul, închidem CO-ul și închidem multe, multe altele. Nu cred că poate să facă acest lucru nici, în niciun guvern din lume, cu atât mai puțin unul din România și nici femeiu care face pe ăsta nu cred că poate să impună asemenea lucruri și nici nu cere neapărat dar că sunt niște vulnerabilități pe care auditul femeii cerut atenție de autoritățile române, e foarte bine că ni se spun ca să știm la ce să ne... Sunt și chestii bune pe care le remarcă, pe care le remarcă specialiștii femei și ar trebui să ținem cont de ele. Uh, mergem mai departe uh, și... Remarcăm, apropo de, de acest lucru, apropo de ne întoarcem la cazul Vanghelie, care e subiectul serii. Vreau să vă spun că știți cum e. Când au apărut diverse cazuri de, nu știu, politicieni anchetați dintr-o anumită parte, nu știu, oameni care nu plăteau, să zicem, publicitate la realitatea sau ceva de cea, acest gen, auzeați pe acest post de televiziune aplauze și toate celelalte că justiția își face dreptate. Acum, directorul Realitatea TV, Rareș Bogdan, se numește el, care are și o emisiune, publică, atenție, pe Facebook-ul propriu și personal, o chestie extrem de interesantă care pare cumva dictată din altă parte. Vă citesc ca să vedem și fețele celelalte ale evenimentului. Cităm, e pagina de Facebook al Urareș Bogdan. Ce spune el? Război politic cu folosirea justiției pe post de ciumag. Se întâmplă în România. Marian Dumitru, patronul hotelului Premier Palace, face denunț după 5 luni de arest preventiv. Dosarul este lucrat de parchetul capitalei, aflat în subordinea directă a parchetului general, aflat sub influența directă a tipletei Ponta nițu Dosarul este mutat la DNA din cauza competenței pe demitarea Direcției Naționale Anticorupție și a lipsei de competență a parchetului capitalei pe demitarul de la 5. Ca să fie lucrurile foarte clare, dosarul Vangel este lucrat de Bogdan Stai, cu procurorul șef al parchetului capitalei și unde de către DNA. Direcția doar a preluat dosarul și a continuat investigațiile. Întrebarea este dacă este un nou dosar construit doar pe denunțuri sau există probe indubitabile privitoare la acte de corupție demonstrabile. Astfel îmi pare rău să spun, dar DNA a primit în brațe o castană fierbinte care poate arde mâinile procurorilor direcției, care până acum au lucrat cu cele mai multe cazuri impecabil și extrem de corect. Pe păi era un tabără altă nu? Eu așa înțeleg. Îmi pare rău, dar vizând cine a orchestrat începerea acestui dosar și declarația venită de la, la doar o oră de la începerea perchezitilor în cazul Vanghelie, de la premierul și președintele PSD Victor Ponta, privitoare la majoritatea parlamentară și la alianța psr regiunea vanghelie cu PNL-Gorghiu-Blaga, situația începe să miroase urât. Ponta, Ghițănițu, merg înainte și calcă totul în picioare, iar adversarii și dușmanii declarației premierului cad unul câte unul, el rămânând ca un ghiocel de primăvară. Sigur, luați totul ca o supoziție unui om care își dorește să afle adevărul. Atât pentru moment. Punctează Rare și Bogdan pe pagina sa de Facebook. Păi a spus destul de multe. Da, vreau să vă spun, știți cum e la noi. Pentru unii ziariști. În momentul când interesele, adică din tabăra adversă, oamenii oricare sunt în spate sau mai știu eu cum, Uh, îți spune, mamă, ce e justiție. În momentul când a ajuns la tine că nici tu nu respecti legea și aia, ăsta, au leu nu mai respectă legea, e politizată, nu știu ce. Deci, apropo de acest uh, lucru, uh, deci știți că DNA a fost acuzat că a fost controlat de Băsescu, că poate acum de președintele actual de Iohannis sau n-am auzit până acum ca Dneu să fie controlat de Ponta. E o mare problemă această invenție pe care o lansează Vanghelie mai devreme și o relu Rareș Bogdan. Și știți că interese, chestii, trestii, dandanal. Dan. Uh, V-am dat acest exemplu, cutit, acest caz cu titlu de exemplu, pentru că până la proba contrarie trebuie să le dăm credit procurorilor uh, DNA, nu numai în cazul, că am văzut și în cazul Reblă sunt semne de întrebare în cazul Marian Vanghelie, sunt semne de întrebare sau pot fi, cel puțin cum spune Rareș Bogdan. Și în multe alte cazuri. Dar trebuie să mergem pe prezumția și deocamdată la ce, se, la a dat astăzi DNA-ul, sunt lucruri destul de importante care să... Deci, bă, frate, când vorbești de o șpagă de 90-100 de milioane, când vezi tita mai viloiul, Vangelie și alte activități, nu cred că au nebunităia dintr-o dată să spună, domne, știi, a luat ăsta și el, de fapt, e apropo ca un ghiocel de primăvară când se vorbește. Dar eu nu cred că dă ordin uh, la DNA uh, premierul, de exemplu. Cum nu cred că nici președintele. A, pe vremea fostei conduceri, din ce spune Elena Udrea, hmm. sunt diverse lucruri care ne fac să credem asta. Dar deocamdată nici acolo până nu Va fi hotărâre definitivă, încă nu putem să spunem ce și cum exact. Dar din informațiile care au circulat și circulă, da, sunt ceva probleme. Uh, V-am citit, vă spuneam acest cazul ca să vedeți, apropo, și cum se face presă și cum se presupune că ar fi în spatele... Uh, în, în spatele acestei arestări deci totul are o explicație totul pare să fie să aibă ceva în spate să nu fie exact ce fac uh, uh, ce fac oamenii din justiție adică am rămas cu obiceiul că justiția este sub comandă politică și că dacă vrea unul sau altul se întâmplă nu știu ce lucru eu chiar dacă în unele cazuri acuz că n-a fost chiar așa sau nu că acuz remarc că sunt unele probleme, cel puțin la percepția publică, și asta poate să fie rațiune de comunicare proastă la nivelul unor instituții gen DNA, trebuie să dăm credit organelor de justiție. Deci avem procurori și avem judecători. Și dacă ei spun că așa e, trebuie să dăm crezare, până să zicem, poți să te adresezi... O să te adresezi în și curții europene de justiție. Deci există mai multe, mai multe variante. Acum vreau să vă spun, apropo de, de partea economică, și o să trecem încet, încet spre gorș, și o să aflați astă seară, vă promitem apropo de complex, avem astăzi o declarație al lui Ion Rușes, fostul senator, fostul lider sindical, actual director prin CO, în care vreau să vă spun că tot ce am vorbit noi în ultimile săptămâni, tot ce au protestat oamenii ăia în piață în ultimile săptămâni, nu și avea obiectul, cu o singură condiție, ca Ion Rușes să fi fost liderul maxim la sindicat. Revenim asupra cazului astuia, dar înainte, Vreau să uh, vă prezint o, o declarație a lui Dragoș a lui Darius Vlcov, uh, ministru de Finanțe, care s-a aflat astăzi prin Parlament. Uh, uh, deci, uh, a avut o întâlnire și cu reprezentanții marilor contribuabili din România și a declarat că țara noastră ar avea nevoie de o creștere economică anuală de, de, 5 puncte procentuale peste media din Uniunea Europeană, începând din 2018, pentru ca în 10-12 ani să ajungă la un produs intern brut la nivelul mediu din Uniunea Europeană. Acesta fiind principal obiectiv pe termen mediu vizat de autorități prin promovarea noului cod fiscal și al noului cod de procedură. Deci începem în 2018, până în 2028, deci până în 2030 îi prindem, îi prindem pe germani. Super, da? Unii dintre noi o să mai trăim și până atunci, poate, ca să vedem când vom fi noi uh, România, o mică Germanie a răsăritului Europei. Vă dați seama? Bun, spune ministru pentru Ager Press, agenția oficială a statului, ne propunem ca în 10-12 ani PIB-ul României să ajungă la nivelul mediu din PIB-ul Uniunii Europene. Acest lucru înseamnă că începând din anul 2000 să avem o creștere economică constantă de peste 5% față de creșterea economică a Uniunii. Atenție! Ce spune? Că vreau să vă spun că sunt și în Uniunea Acum creșterea a fost de 1-2%. Anul ăsta a fost printre cele mai mari. A fost cam a doua, a doua din Europa în ultimul an. Deci noi trebuie să avem un 7-8%. 9%. Nu? Ca să depășim păia cu 5, minim 5%. Oare? Ar fi ideal. Da? Am impresia că e din colecția povești de a dormi copii. Uh, mai spune el uh, că scopul urmărit de autorități ca urmare a aplicării măsurilor de relaxare fiscală anunțate este să elibereze în economie 8 miliarde de euro în următorii 4 ani. Cităm? 4 miliarde dintre aceștia reprezintă impactul net. restul estimăm că vor fi re reabsorbiți prin extinderea bazei de impozitare, creșterea numărului de locuri de muncă, creșterea economică suplimentară. Uh, el a reamintit că două dintre măsurile cuprinse în proiectul de cod fiscal vor intra în vigoare înainte de 1 ianuarie 2016, respectiv reducerea TVA, atât cota standard cât și la produse de bază, dar și reducerea accizelor, astfel încât impactul bugetar pentru 2016 să fie diminuat. Spune el, cităm, deja veniturile suplimentare realizate în acest an ne permit să ne gândim la un termen mult mai rapid de aplicare a acestor măsuri. Practic, veniturile previzionate au fost depășite pentru 2015, pentru primele două luni, cu 2 miliarde de lei. Acest lucru a însemnat că după primul trimestru am fi practic la egalitate cu impactul net al reducerii TVA de la 24% la 20% pentru restul acestui an. Deci, guvernul plusează al naibii de mult, deci practic ce ne spune printre rânduri? Că am putea avea o reducere din trimestru 3, o reducere a TVA. Fantastic pentru economia României dacă se poate produce. Trebuie să ne gândim însă că ce spune fmi că noi cam punem, mărim cumva, hiperbolizăm veniturile și mărim cheltuielile în baza acestor venituri și nu prea, n-ar prea fi. De discutat, de urmărit. Așa. Păi, vă spuneam eu că suntem în fața unui eveniment absolut istoric. Ion Rușes, șef de departament la complexul energetic Oltenia și fost, vă spuneam, lider de sindicat, fost mare politician, a declarat pe Infinite FM că dacă ar fi negociat el contractul din partea sindicatelor, ar fi avut câștiguri și nu pierderi. Asta în condiții în care societatea susține că nu are bani să acorde alte drepturi și nici măcar pe cele existente. În plus, compania vrea să facă 2000 de concedii. Spune el, dacă eram eu, aveam contractul semnat la 1 februarie, fără pierderi și cu plusuri minore, a spus Rușeț. Foarte interesant. Dar apropo, vreau să vă spun că Ion Rușeț, fost sindicalist, acum este în comisia de negociere, dar în partea cealaltă. Putea să le atragă și la atenția la unii dintre liderii de sindicat. hai că vă ajut eu să obțineți, nu mai dați cu băta în baltă și ceva de genul ăsta, nu vă mai agitați atât. Că bani ar fi. Păi bun, dar managerul general ne spune că banii nu sunt. Bine, cu riscul de a ne da în judecată că chiar a acționat zilele acestea niște organe de presă, pe cine să mai crezi? dacă Ciurel spune că nu sunt bani iar Ușel spune că ar fi obținut măcar creșterea aceea modică pe care o cer sindicatul doar de indexare cine ce să mai înțeleagă dar oricum sigur unii, unii sunt pe arătură unii sau alții sunt pe arătură nu încape, deci nu poate încape discuții. voveste bună pentru cei din CEO e faptul că guvernul S-a hotărât să bage bani la uh, Severin, la RAN și să, aceștia să cumpere exact ce estimam, dacă țineți minte, acum vreo săptămână la acel anunț al CEO-ului că nu va mai livra cărbune dacă nu se plătește că guvernul va găsi bani ca să se ia pentru că la început uh, în martie să faci să rămâi fără căldură și fără apă nu prea e în regulă la Severin care depinde de centrala respectivă. Iată că am anticipat corect și guvernul a dat banii, dă banii pentru uh, pentru, acest, uh, pentru acest lucru și nu rămânem și practic și noi avem o variantă deci să ne luăm banii pe ce producem aici în Gorș. Uh, apropo de știrile din Gorj, vreau să vă spun că Lucrurile sunt așa, modo, vreau să vă spun că poliția se laudă că a făcut și că a adres foarte multe. Poliția rutieră raporta la nivelul zilei de 10 februarie faptul că a amendat câteva sute de gorjeni pentru neportul centurii de siguranță. Până la urmă trebuie respectată legea de toată lumea, nu asta e problema. Dar, atenție, pe listele acelea câți polițiști sunt amendați? Polițiști de la rutieră. Vreau să vă spun, duceți-vă în București, duceți-vă în orice alt oraș din țară și o să vedeți că polițiștii de la rutieră din mașinile poliției poartă centură. La Târgu Jiu nu poartă nimeni centură. Ba din contră, Uitați-vă foarte atent la polițiștii de prin intersecții. Uh, unii mai uită câteodată să-și ia ba bastonul, ba vestonul, ba chipiu, ba nu știu ce. Nu prea e în regulă. Dar, apropo de acest lucru, uh, fac și lucruri bune polițiștii. De fapt, majoritatea activităților sunt bune. Doi tineri de 17 și 27 de ani sunt audiați pentru mai multe furturi care au avut loc în Târgu Jiu. Aceștia au intrat în 10, în zece curți ale unor gospodării de pe străzile Primăverii și Petrești, fără a intra în case. Au furat ce au găsit prin curs, dar și bunuri din 6 mașini. Poți și fac cercetări pentru a afla dacă tinerii sunt implicați și în furturi mai vechi, rămase, rămase cu autor necunoscut. Uh, trebuie spus, apropo de de știrile respective că uh, Gorșu este, și aici ai meritul autorităților, inclusiv a celor rutiere, uh, este un județ mult, deci foarte sigur față de alte județe, și aici ai meritul oamenilor legi. Dar, uh, ca peste tot, sunt și excepții care nu prea cum să vă zic eu, întărez regula, dar în același timp nu ne fac plăcere. Una dintre nemulțumirile mari, apropo de cei care traversează orașul cu mașina, se referă la situația de la uh, intrarea în oraș dinspre Vâlcea, zona Pasarelă și zona Tudor Vladimirescu, acest giratoriu care ridică probleme tot mai mari. Cei care folosesc această intersecție știu că la anumite ore este de necirculat în zonă, dacă vide pe strada Tudor Vladimirescu sau chiar sau chiar de pe zona 9 Mai. Practic au prioritate, adică așa se întâmplă cu cei care intră în oraș. Dar sunt ore în care efectiv circulația se blochează iar Agenții rutieri lipsesc cu desăvârșire. Avem prin oraș foarte mulți agenți rutieri și de la poliția locală. Bun, nu cu ceilalți. Ar trebui folosit pentru că acea intersecție este uh, practic blocată de pe la șapte jumătate dimineața, și cu mici excepții până după ora 18 seara. Deci, circul destul de greu, și nu mai vorbesc la momentul când ies copiii de la școală sau când intră copiii, este de-a dreptul nebunitoare circulația în zona respectivă. Și pentru că însemnalat cineva într-o seară când am mai pomenit de un subiect asemănător, vreau să vă spun că în general pe zona centrală, cel puțin cele două școli, Săvoiu, Ștefulescu, Tudor Vladimirescu, cu, ca și colegiu, sunt foarte bine să spunem așa, asigurate de poliția și poliția rutieră și poliția locală pentru a nu se întâmpla lucruri mai puțin plăcute și din punct de vedere rutier. E, vreau să vă spun că și la școala Voievod Litovoi, de pe calea Severinului, când și când mai e cât un echipaj de poliție ca să asigură ca lucrurile să fie în regulă. Sunt probleme însă și probleme mari pe strada 11 Iunie, zona uh, școlii gimnaziale Sfântul Nicolae, grădinițele, cele două grădinițe Brâncu și mai este una. La orele dimineții practic este de necirculat, se blochează circulația, nu e neam de polițist în zonă și n-a prea fost niciodată rare ori când ajunge câte o ma -ă, mașină în zonă. Și mai ales că acolo se produce și din cauza primăriei, spune eu. Acolo totdeauna a fost. E vorba de sensuri unice care au fost și care nu știu nici, dacă, nici în ziua de azi dacă au fost înlăturate oficial, dar semnele au fost date jos. Și vreau să vă spun că se face circuitul acela. Uh, practic de, ne, de necirculat, se întâlnesc două mașini, fiecare știe care e prioritate, iar pe partea cealaltă a străzii sunt mașini parcate. Deci practic se blochează totul și nu știe, oamenii nu știu în momentul de față care are dreptate și care nu. gândiți vă că e, o, e, e vorba de orele de dimineții, când vin copii, când pleacă copii, de fapt când vin la școală sau când pleacă la orele prânzului sau seara, că sunt mai multe schimburi, deci vreau să vă spun că e de necirculat în zona respectivă, tocmai de aici ar fi nevoie de poliție și poate să ni se pune clar niște indicatoare celor care circulă în zonă. Bă, frate, sens unic în direcția aia sau alaltă, Pentru că în momentul de față nu sunt puse asemenea indicatoare. Ce a fost astăzi, ce a fost în această săptămână, v-am spus la ordinea de zi. Vă dau întâlnire din nou, începând cu săptămâna viitoare la evenimentele zilei, la evenimentele din gor și din țară, poate vom avea și alte surprize că de la politică la economie, de la social, la econo toate oferă surprize din toate genurile. Mulțumesc pentru atenție. La revedere.